Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru ziua de vineri 12 martie. Și acum hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte frumos! În primul rând avem aici pe situația de dragoste, temperanța, cumpătarea, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia săgetătorului. Mesajul acestei cărți pe situația voastră de dragoste este unul de diplomație. Asta este foarte important, să cântăriți foarte atent orice cuvânt, orice acțiune, orice interacțiune între voi și partenerul sau partenera voastră sau un potențial partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți singuri, această carte vă îndeamnă să cântăriți foarte atent opțiunile voastre pe situația de dragoste, posibilii parteneri care au apărut în viața voastră, ce vă doriți de la un partener sau de la o parteneră, cum vedeți voi această relație să evolueze în viitor. Analizați foarte atent oamenii pe care îi considerați potențial parteneri sau partenere pentru voi și luați o decizie cu mintea, cu intelectul. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi e foarte important să fiți diplomați, să nu vă certați, să nu căutați motiv de ceartă, să încercați să vedeți lucrurile și din punctul de vedere al celeilalte persoane și să nu luați decizii dramatice, drastice. Cu temperanța aici pe partea de dragoste, există și posibilitatea unor împăcări, unor reconcilieri. Prin urmare, dacă nu știați exact ce să faceți, dacă să vă împăcați sau nu cu un fost partener, cu o fostă parteneră, cu această energie aici pe situația de dragoste, o împăcare, o redeschidere a liniilor de comunicare pare foarte pozitivă și foarte bine aspectată. Prin urmare, gândiți-vă și la această temă, pentru că aici lucrurile s-ar putea să iasă destul de bine. Pe partea de sănătate avem aici o carte foarte interesantă, Spiritul Săbiilor sau Cavalerul de Săbii. Vedem în această carte un om cu o mască pe față și un scorpion aici care își pregătește acul. Ac care conține venin. Venin care poate fi folosit în scopuri pozitive, ca medicament, sau care poate să te intoxice, să te omoare. Depinde de alegerile pe care le faceți astăzi. Această carte este una de iluzii. Riscul mare din spatele acestei cărți este să vă lăsați convinși de anumite păreri care nu sunt avizate, dar care sunt prezentate într-o manieră foarte sigură pe sine. Vedem aici această mască din pene de păun. E posibil astăzi să întâlniți o persoană care e foarte sigură pe sine, foarte arogantă, care se exprimă foarte elocvent și își oferă părerile gratuit, oricui este dispus să îl sau o asculte, dar în același timp fiți foarte atenți pentru că există un mare risc aici ca aceste păreri să nu fie avizate, să nu fie bazate pe nimic adevărat, concret, și să vă luați după niște șarlatani, după niște persoane care vor să vă păcălească, care vorbesc doar ca să se audă vorbind și riscați să luați niște decizii greșite pentru sănătatea voastră. Această carte în acest set de tarot reprezintă și o persoană în uniformă, o persoană cultă, erudită, dar care se întinde mai mult decât este plapuma, care se bagă în arii în care nu este expert. Prin urmare, aveți foarte mare grijă aici. De la cine luați sfaturi, de la cine acceptați păreri astăzi, asigurați-vă că aceste păreri sunt avizate și nu credeți orice auziți astăzi, pentru că aici, cu această energie pe partea de sănătate, pare un foarte, foarte mare risc de a asculta oamenii greșiți, oamenii pe care n-ar trebui să-i băgați în seamă astăzi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem asul de bâte, un nou început plin de pasiune, plin de entuziasm și de energie. Orice job început sub această energie, orice afacere fondată pe această energie,
orice investiții pe care o să le începeți astăzi, toate sunt foarte bine aspectate și cu forța, cu focul asului de bâte o să vă aducă și foarte mult succes, foarte multă împlinire financiară. Aici cu astul de bâte, roata norocului s-a întors, soarele a ieșit și pe strada voastră și de azi înainte puteți să vă bucurați de aceste noi oportunități, noi ocazii care apar în fața voastră. Este foarte important să rețineți că aceste ocazii, chiar dacă apar în fața voastră, și voi trebuie să faceți anumiți pași activi, proactivi, de a profita de pe urma acestor oportunități. Da? Cu asul de bâte trebuie și voi să vă aduceți contribuția, trebuie și voi să vă implicați în crearea acestei abundențe și acestei stabilități financiare. Energia este foarte bună, posibilitățile sunt foarte bune, oportunitățile sunt foarte bune, dar trebuie și voi să profitați de ele, să nu lăsați ca aceste ocazii să vă scape printre degete. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Și acum hai să vedem, mesajul pentru această zi este următorul. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație, este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. O continuare foarte frumoasă a mesajului de ieri. Vă repet același mesaj, aceeași idee. Totul începe din interior, totul începe din gândurile voastre, din tiparurile voastre mentale. Dacă sunteți optimiști, o să vedeți în jurul vostru doar lucruri frumoase și o să atrageți în viața voastră mai multe din aceste lucruri. Dacă sunteți pesimiști, dacă vă canalizați energia doar asupra acelor lucruri care n-au ieșit așa cum v-ați dorit, o să observați mai multe din aceste lucruri în viața voastră și o să atrageți mai multe lucruri care vă nemulțumesc. Prin urmare, e important să lucrați asupra mentalului vostru, asupra lumii voastre interioare, pentru că de aici vin schimbările adevărate, schimbările pe termen lung. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!